Primăria Municipiului Zalău și Casa Municipală de Cultură au reușit să ofere publicului zălăuan o seară de folclor autentic românesc în cadrul celei de-a doua ediție a Festivalului Național de Folclor Cânt și Joc pe Plai Străbun. În deschiderea evenimentului, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor au urcat copiii și tinerii de la ansamblul folcloric Columna din Zalău, care au prezentat publicului suite de dansuri din zona Codrului și din zona Grijului. Alături de ei s-au aflat soliștii vocali Ioana Lazăr, Daniela Stoica, Alexandra și Alex Chira. Spectacolul a fost continuat de minunații dansatori ai ansamblului folcloric Trandafir de la Moldova din Huș și de ansamblul folcloric profesionist Porolisum Zalău. O extraordinară lecție de folclor a fost oferită zălăuanilor de profesorul universitar Zanfir Dejeu, doctor în folclor, care alături de ansamblul folcloric studențesc Mugurelul din Cluj-Napoca a prezentat publicului dansuri autentice românești din mai multe zone. Maratonul folcloric s-a încheiat cu evoluția renumitelor ansambluri profesioniste Transilvania din Baia Mare și Banatul din Timișoara. Prezent la eveniment, primarul municipiului Zalău, Radu Căpâlnașiu, i-a asigurat pe zălăuan că acest festival național se va transforma în curând într-un festival internațional, acesta fiind dezideratul pe care dorește să-l realizeze în următorii ani.